Pe așa vreme și trenurile întârzie, nu numai avioanele. Gara de nord e inundată. Astea sunt corturile pentru refugiați. La McDonald's plouă și în gară. Serios. Parcă e după bombardamente. Scuze. S-a încălzit sticla de suc. Păi uite cum plouă în gara. Inundată gara. Dar șeful gării, în loc să aibă grijă de acoperiș, a avut grijă să-mi taie mie suporturile de bicicletă. Na, erau niște scoabe în perete de care îmi legam eu bicicleta. Atâta grijă are șeful gării. În loc să se ocupe de chestii elementare. Toată lumea transmite live sau filmează pentru vecini. Reclamă gratuită la McDonald's. Și aici tot plouă când ieși de la case. Și un fund gol acolo. Cum de n-a venit biserica să zică, nu-i frumos?
dați seama ce scurt circuit poate să facă acolo din cauza apei și să ia foc acoperișul gării. Ioane, ce-ți faci în transmisiunea asta live? Comentează și gata, nici eu nu mă bag în cadru. Că nu știu cât o țină conexiunea de internet. Din cauza vremii eu să oprească acum și curentul electric și internetul și tot. E ca la cutremur. Calamitate naturală. Autoritățile iar o să zic că au fost luate prin surprindere. Și e ciudat că ieri pe vremea asta am primit avertizare de la ISU, dar azi n-am primit nimic. O fi zis, hai să nu exagerăm, nu mai trimitem și azi. Asta e la gara de Nord București. Da, da. Unde e Palatul Victoria? Canal navigabil. Nenea, polițist, teme de filmare. El trebuia să teamă mai ieri când l-am prins cu țigara aprins aici. Sub acoperiș. Na, el zice că nu fumează. Era colegul lui pompier, dar trebuia să vegheze. Acum n-are nicio vină. Se miră și voluntarele din Ucraina. Au fugit de bombardamente și au dat de așa ceva.